Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Noi ne mândrim ca și oameni că noi avem intuiție, dar de fapt că asta este just a biological chemical process și că asta tot poate fi imitat și replicat de către machine learning în viitor. De unde ai motivația asta? Ce te mișcă pe tine? Eu am înțeles că mi îmi place inovația, dar mie mi-a trebuit mult timp ca eu să înțeleg ce îmi place. Noi am trăit patru persoane într-o cameră de 30 de metri pătrați. Eu vroiam să cap din această sărăcie financiară. Comunicarea și colaborarea sunt critice de fapt, pentru inovație. Eu cred că asta foarte mult lipsește în Moldova. Țara noastră e, trebuie pur și simplu reformată de la zero. Discutăm cu Alina Anastas, Innovation Enabler, Chief Digital Office for Mobility la Bosch, fondatoarea think tank-ului HeyFuture. Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai departe. Astăzi discutăm cu Alina Nastas. Povestește-ne despre tine. Ce faci? De unde ești? Bună ziua! Mă bucur foarte mult pentru invitație. Eu sunt Alina, sunt originară din Chișinău. Am, dacă ar fi să mă prezint cuiva așa foarte, foarte succint, eu la momentul de față aș spune că eu sunt... Innovation Enabler și Experience Designer. Noi evoluăm, cumva ne dezvoltăm, creștem, ne transformăm, dar la momentul de față, uite, astea sunt uh, The Main Focus Points. Uh, tu locuiești, de fapt, în Germania și ai revenit acum pentru o perioadă în Moldova și lucrezi acolo la o companie foarte mare și foarte cunoscută în toată lumea, se numește Bosch și lucrez acolo în departamentul de innovation. Povestește un pic despre jobul tău. Da, așa este. Lucrez la compania Bosch de 8 ani. Am început, de fapt, din România, unde am și învățat. Acolo 3 ani am activat în products, creare de produse de e-learning pentru industria de automotive și apoi M-am -am transferat în Germania, am stat patru ani pe un proiect, am făcut rollout de produse IT uh, și digitalizare de procese. Uh, am învățat foarte mult și uite că după ăștia patru ani uh, de activare în domeniul uh, IT. Uh, și am înțeles cumva cum funcționează cultura, cum, cum funcționează lucrurile în compania noastră. Ca să înțelegi, ne vorbim despre 400 de, mii de oameni care lucrează la compania Bosch, adică it's, a, it's like a little country. Uh, și după aceștia patru ani am fost așa cumva. Um, într-o dilemă, nu știam unde merg eu mai departe, ce domeniu mi-ar plăcea mie să lucrez. Simțeam că așa și networking-ul meu... network. patru ani meu, din Germania? Te patru refer. ani în Germania, că trei ani a fost anterior în România, la Timișoara și... Uh, uite că mi-am creat eu jobul. eu am știut că eu am înțeles mai târziu că eu vreau să lucrez în innovation și eu am început să învăț uh, independent, uh, outside working hours, uh, să mă dezvolt pe partea de innovation, am început cu niște cursuri online de la universități acreditate uh, și mi-am luat câteva certificate, Am, uh, mi -am cumva mi-am pus fundamentul la know-how și mi-am dat seama că uite, ăsta e ceea ce îmi ce place mie. Nu eram sigură că innovation is my field dar la momentul de față chiar mă regăsesc. Și eu, anul trecut, mi-am schimbat job adică am primit o ofertă, eram în, în faza de, eu îmi căutam job, dar din cauza că, cumva, I took Everything in my hands și am început să mă dezvolt singur, am început să vorbesc despre asta. Am uh, făcut parte din diverse formate de meetups, da, learning pe partea uh -huh. de design sprints, design thinking. Uh, și vorbeam despre asta pe LinkedIn. Și cumva asta a făcut-o. Um, o vizibilitate sau așa un, o energie în jur la ceea ce fac și am fost sunată de către un manager și mi-a zis uite, hai, vină la noi, că noi avem nevoie de oameni inovativi ca tine, care pur și simplu ei nu întreabă, dar ei creează ceva. Deci tot în cadrul companiei Bosch. Tot în cadrul companiei mm -hmm. Bosch. Și Uh, da. Și uite, așa am ajuns să fac innovation și eu am zis, le-am zis clar ce mi-ar plăcea mie să fac și am putut să argumentez de ce pentru departamentul lor aceste activități ar fi benefice. Și eu am zis că eu vreau să fac workshop-uri de design sprints uh, și am zis că eu vreau să fac thought leadership pe LinkedIn. Și atunci șeful meu, care de fapt m-a chemat la el, a devenit uh, uh, cumva persoana de test pe care eu mi-am testat abilitățile de LinkedIn și de Fot Leadership, fiindcă eu cumva îl promovam pe el și ceea ce făcea departamentul nostru prin prin el, că a, a, așa se, se încearcă acum să, să pui accent pe oameni care sunt behind ideas and products și nu pe produsul în sine. A, și am făcut colaborare cu un startup din Berlin, un startup incubator, și acolo a, făceam consultanță pentru startup-uri în domeniul de problem solving. Abonați-vă la podcastul mai departe! Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Eu am vrut uh, să te întreb pentru cei care poate mai greu înțeleg în ce constă, propriu zis, job-ul tău. Iată, tu te trezești dimineața, te duci la birou, care sunt tascurile tale, da. ce, ce obiective ai tu, pe, nu știu, ca job description. Așa, deci. Uh... Acum nu mai mergem la birou, m-aș aș, trezi și aș după micul dejun, m-aș așeza la, la birou de acasă. Uh, cu ce aș începe? Am diferite action fields, adică unul ar fi pe partea de leadership și pe LinkedIn, acolo eu creez conținut uh, pentru șeful meu uh, în domeniul de digital transformation, what are the trends in automotive, adică fac research pe uh, care sunt innovation fields pe care noi ne focusăm și cumva încercăm să comunicăm care este activitatea lui, ca lumea să înțeleagă noi în ce direcții mergem ca și chief digital office, fiindcă uh -huh. departamentul sau organizația din care eu fac parte îi zice chief digital office for mobility. Uh, și ca să înțelegi, mobility din Bosch reprezintă 80%, adică lumea nu cunoaște Bosch, din Prisma um, Deci Bosch asta nu-s doar roboturi de bucătărie exact, și mașini de spalat Exact, da. echipamente electrocasnice noi facem atât de multe chestii, componente auto uh, mem sensors uh, adică fiecare smartphone, smartwatch are câte un mem sensor de la Bosch care e responsabil de stabilizarea imaginii, de, stabil, de înțelegerea dacă tu te acum sau tu ești în deplasare sau la droni de exemplu, acum Bosch este prezent ca să stabilizeze uh, parcursul unei drone prin acești senzori Uh, deci asta doar niște 0,001 ce face, ce face Bosch uh, Și uite, pe partea asta noi încercăm să ne poziționăm că, să facem, că noi facem inovații și noi încercăm să consultăm toate diviziile din automotive de la compania Bosch uh, în ce direcții merită să noi să, să ne dezvoltăm. Și deci, pe partea asta o să pot să zic mai multe. Dar uite, asta ar fi un, un task. După care uh, eu colaborez cu uh, Startup Harbor, care este Incubation Program uh, și eu pentru ei, ei organizează workshop-uri atunci când este nevoie. Noi avem șase luni de zile, primim în uh, acest startup uh, startup-uri externe din Berlin mm -hmm. și ei, uh, noi încercăm să-i ghidăm pe perioada asta și eu sunt responsabilă de milestones. Noi ne întâlnim o dată pe lună și uh, vedem dacă echipa e on track și pe lângă asta uh, o dată sau de două ori în această perioadă de șase luni, eu o să fac un design sprint workshop pentru ei și design sprint este fapt, un problem-solving uh, tool prin care tu poți uh, fiecare începe cu probleme pe care o, o au uh, și noi încercăm printr-un proces ghidat timp de 4 zile sau 5 zile uh, să venim cu niște soluții, idei inovative pe care să le testăm noi foarte rapid și să încercăm dacă that's the right direction to go. Deci asta fac. Și pe lângă asta, uite, am un blog post în cadrul companiei mele, noi avem intranet, informații care nu o să fie distribuit uh, deci un sistem uh, de, inter, intern de comunicare? Corect, corect, Și uite, pe platforma aceea, fiecare departament își are ca și un fel de website și încearcă fiecare să-și promoveze activitățile. It's like a little world. Și o mică comunitate. Corect. Și, și uite, în această comunitate, într-una din sutele care există, eu uh, scriu uh, articole pe tema inovației. Asta ar fi, de mm -hmm. exemplu, un alt domeniu în care eu, uh, eu activez. Mm -hmm. um, da, deci partea de research plus eu încerc să fac un fel de cultural change, adică eu vreau să, să, redau din experiența mea că, uite, eu fac design sprints, noi facem, de exemplu, content strategy workshops, adică totul e partea de inovație și noi, eu cumva încerc ca să, prin prisma experienței mele, să stărnesc curiozitate și interes în alte departamente din automotive sau chiar din tot Bosch, ca ei să încerce să aibă un more agile approach to work sau să zică, uite, noi chiar putem să vedem cu soluții inovative, noi nu avem nevoie de un facilitator sau de nu știu ce external consultant ca să ne facă. Noi putem asta să facem uh, în echipa noastră cu resursele care le avem. Și asta este un alt aspect pe care eu încerc prin acest post postări să le... La să mine tine. de fapt au apărut uh, vreo trei întrebări deja pe parcurs, o să încerc să le iau pe rând dacă o să țin minte. De unde a apărut uh, la tine curiozitatea asta? Pentru că mi-ai povestit că ai studiat foarte mult extra program că ai găsit uh, cursuri. Uh, de unde ai motivația asta? Ce te mișcă pe tine? Și asta prima întrebare. Și a doua o spun uh, imediat ca să nu o uit. Care sunt platformele, unde sunt acele, nu știu, website-uri care crezi că ar putea fi utili și pentru alții care sunt de, interesați de inovație. Da. Ok, o să, cer să, o să încerc să nu uit în a doua întrebare, dar așa, deci care au fost pentru mine triggerele? Eu cred că în general sunt o persoană foarte curioasă, îmi place să cunosc și oameni și tot felul de trenduri, și din cauza asta, eu am înțeles că mi îmi place inovația, dar mie mi-a trebuit mult timp ca eu să înțeleg ce îmi place. Fiind adică, că că când ai mers la, la universitate în Timișoara, încă nu știi că o să faci știam. asta, eu... Dar când ai plecat la Timișoara, cu ce idee ai, ai dus încolo? Uh, deci eu, sincer, am plecat la Timișoara și ideea mea era uh, eu o să fiu aproape de vestul, mai aproape de vestul Europei. Pentru mine asta a fost uh, un lucru. Adică eu când am aplicat uh, pentru, uh, pentru studii, eu ți-am zis, nu, eu vreau la Timișoara, sau dacă nu mă primesc la Timișoara, eu o să merg la Cluj. Dar mie mi era important ca eu să fiu în vestul României, ca să fiu mai aproape de țările din vest, că mie mi se părea că acolo trebuie să fie ceva, acolo informații bune, acolo sunt oameni fine, acolo o să mă dezvolt rapid. Um, și am nimerit am la Timișoara, la bursă, pentru mine asta era foarte important și aspectul. Deci, eu chiar consideram că eu rămân acasă sau merg la Timișoara, eu încă nu eram sigur, dar am zis, Uite, eu o să decid dacă eu o să ne la bursă în Moldova, eu o să rămân acasă. Și mie nu mi-au dat bursă. Eu aveam o medie extraordinar de mare, eu toată viața am învățat bine, fiindcă pentru mine era un mod de a contribui eu la, uh, cumva, la binele familiei mele, fiindcă noi am. Uh, um, noi am. Uh, nu am fost o, o familie uh, destulată financiar. Noi chiar am avut foarte multe struggles și eu încercam, prin faptul că eu învăț bine, eu să ajut părinții mei ca ei măcar să nu se gândească, să le aduc eu probleme. Să fii liniștiți adică, și cumva da. împăcați că toți te descurci, că toți fii bine. <laughs> exact, exact. The cum... kids are alright. Da. <laughs> da, exact, foarte bine spus. Și uite, eu, eu încercam să prin asta să contribui. Și eu mi-am dat seama că eu de fapt învățam din cauza că eu vroiam... Că, că pe mine mă interesa ca eu să to perform well, dar nu mă gândeam uite, mi, mi place subiectul ăsta sau nu-mi place. Eram foarte mult cu antenele outside și eu nu am avut timp și din cauza constelației, adică să-ți imaginezi, noi am trăit patru persoane într-o cameruță de 30 de metri pătrați. Noi, eu nu am avut camera mea, eu nu am avut patul meu și eu mă gândesc că asta e realitatea Uh, cel puțin generației mele um, uh, destul de prezentă. Um, și eu nu mă plâng cu chestia asta dar eu pur și simplu, eu am înțeles că uh, chestia asta pe mine m-a făcut să mă dezvolt diferit, fiindcă eu din cauza că eu nu am avut un spațiu în care eu să fiu cu mine însumi și să uh, dive deep into myself, să înțeleg da, mie ce îmi place, eu mereu am fost cu antenele outside, ca să înțeleg ok, uite, acolo e discuție, acolo mama cu tata stresați acolo eu trebuie să învăț să găsesc cumva un loc ușor unde eu să mă pot focusa Uh, și probabil că acesta a fost un trigger că eu am vrut să eu, eu vroiam să scap din această sărăcie financiară noi, uh, cumva la noi familia a fost unită. noi ne-am susținut moral părinții foarte mult eu cred că au contribuit ca eu să ajung unde eu sunt acum și eu le sunt foarte recunoscător pentru asta uh, și asta cred că a fost un, un trigger uh, ca eu să vreau să merg în Timișoara, ca eu să vreau după asta să merg în Germania și uit să-mi creez eu job meu în cadrul unei corporații care e destul de conservativă. Um... Și cred că, ca să încep eu să-mi creez, de fapt, jobul, uh, pentru mine a fost așa un click. Eu, după acești patru ani de activitate în Germania, eu tare mult am încercat to fit in. Eu am încercat că I'm the little mouse care vine din... Uh, este Europei. Eu doar nu am dreptul ca eu să am o părere sau eu... Așa erau self-limiting beliefs ale mele că eu trebuie foarte mult să lucrez ca eu să știi să obțin ceva și... Eu din start m-am poziționat ca și o persoană uh, like the doer, da? Eu o să-mi se zic ce trebuie să fac, eu să încerc să fac asta the best I can, dar eu nu o să question it too much. Și eu, probabil, este nevoie de experiență și eu cred că asta e în orice domeniu când vi ești într-un domeniu nou și nu prea știi cu ce să mănânc, nu prea știi Mai întâi observi, faci notiții, da, exact. vezi din observații și după aia capeți un pic de curaj. Corect, da, exact, deci tu poți să te poziționezi odată, I'm the queen, știi, chiar trebuie să muncești mult și uite, la mine a fost perioada asta, a durat destul de mult, eu nu cunoșteam limba germană, eu am venit singur în Germania, eu nu, nu aveam niciun singur contact și eu foarte mult am lucrat și la partea socială și mie mi-a luat un pic mai mult timp ca eu să mă focusez really pe, car pe carieră și să zic, ok, ce îmi place mie cu adevărat să fac, eu eram încă în faza de... Uh, good job, acum eu îmi, la, îmi dedic mie o perioadă în care eu pur și simplu nu o să gândesc prea mult sau nu o să încerc uh, to set the next target, just to calm down eu deja am făcut un pas, eu am ajuns în Germania, eu trebuie să învăț limba eu trebuie să-mi găsesc prieteni uh, și apoi eu o să mă focusez pe carieră. mie mi-au luat trei ani sau doi ani ca eu uh, să încep să pun întrebări și eu să-mi să dau seama că de fapt uh, și într-o companie mare mai ales de așa tale este foarte mult politică. Adică foarte multe decizii o să ia uh, pentru a satisface anumite interese personale și nu se este să Și, gândească... este și competiție internă și poate un pic de gelozie, competiție. Uneori, unele procese vor fi frânate tocmai ca cineva să nu se evidențieze prea tare. Doamne, ferește cineva să... Corect. să aibă prea mare succes. Da, deci foarte bine a rezumat tu că exact asta este atmosfera și eu am înțeles că noi, de fapt, luăm anumite decizii, cum ai zis tu, să favorizăm sau să defavorizăm pe altul din cauza că acel departament odată ne-a ajutat pe noi sau... Exact, eu pur și simplu eu nu înțelegeam că mi se păreau anumite decizii care se luau foarte incorrecte și... Și atunci am avut un conflict foarte mare cu șefa mea și eu am fost foarte frustrată un an de zile. Eu mergeam la job și eram foarte demotivată și eu cred că anume faptul că eu am trecut prin faza aceea și mie, așa multe chestii, nu mi-au plăcut și așa multe chestii am început să văd, pe mine m-a motivat să creez ceva. Deci și... tu până la urmă ești recunoscătoare pentru da, chiar faza să. aia, da. pentru că te au determinat cumva să încerci să ieși din zona ta de confort. Așa este. Uh, și așa și au așa fost mereu, adică mereu când am fost într-o într fază low, uh eu am găsit cumva puterea, faza asta m-a învățat multe lucruri și eu am găsit cumva motivația să, uh, sau inițiativa, desigur, o la timp, eu nu pot să zic eu direct, am știut că eu vreau pe inovație, nu, dar exact faza asta pe mine m-a să încep să învăț, mult, mult să învăț. Tu ai avut pe uh, cineva în cercul tău de prieteni cunoscuți care pe tine te -a susținut, te a motivat sau asta a fost mai mult o chestie intrisecă și tu ai cumva te-ai gândit, ok, dă să văd cursuri mai sunt prin prejur. Da, din păcate așa au fost, a doua variantă. Eu, eu nu cunoșteam atunci oameni care uh, deja lucrează în inovații uh, și care să-mi fie apropiați mie. Eu cunoșteam oameni care uh, mie mi se părea interesant ceea ce fac ei, dar eu uh, încă nu, nu știam dacă merită eu acum să-i contactez sau nu. Și în cadrul uh, departamentului meu, relațiile pe care eu am reușit să le fac, erau oameni care Uh, nu aveau așa o ambiție mare la job. Pentru ei era ok, jobul lor, ei nu vreau să vă exact. Yeah. Uh, și uite, din cauza asta am știut că it's not the right people, și eu nici nu vreau să-mi pierd energie ca eu acum să încep lor să le dovedesc ceva. Sau să zic uite, de fapt, noi putem să căutăm mai mult sau să învățăm outside work. Și am zis, uite, eu singură, și clar că pentru mine. Uh, persoanele, care de fapt o uh, simțit cel mai mult faza prin care eu trec, a fost familia mea. Uh, și uh, prietenii mei apropiați, care de fapt nu erau în domeniu și nu puteau să-mi dea un career advice. Uh, așa, și din cauza asta am început să învăț și ca să revin la platformele alea... Da, care au fost uh, sursele tale de învățare alternativă. Da, uite, eu am început cu Udemy, fiindcă eu am știut că eu nu vreau să plătesc sume foarte mari uh, pentru niște cursuri de care eu încă nu sunt convinsă că... Deci Udemy.com, unde cursuri sunt și cu 9 dolari și cu 19 dolari. Corect. De exemplu, primul curs eu l-am luat de la University of Virginia pe, pe Design Thinking for Innovation uh, și cursul ăsta a durat 3 luni și eu uh, plătesc pentru el, cred, 30 de, de euro. Uh, după care, uh, a fost un, un proiect pe care trebuia eu să-l să dau în aceste trei luni, am luat certificatul și cumva am simțit că prin baza proiectului celălalt, care era mai mult hands-on, trebuia să Uh, trebuia să, să fac un visualization da, la un live project pe care eu îl am și folosind design thinking și mie mi-a plăcut chestia asta. După care eu am așa căutând, eu am ajuns la conceptul de new work, fiindcă pe mine m-a interesat foarte mult faza de Ok, uh, cum putem noi să facem design la work no la joburile noastre ca să ne aduc mai mult satisfacție, fiindcă eu am înțeles că prin jobul care îl faci, de fapt primești cel mai mult self-fulfillment. Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate ce crezi că ar trebui de creat în Moldova? Ce ne lipsește? Sau ce ai văzut acolo și ar fi bine și la noi așa ceva? Eu nu pot să mă gândesc la altceva decât educație. Eu, eu, sincer, fiindcă omul educat, el nu o să-și pună uh, întrebări globale, el nu o să gândească, da, acțiunea mea cum impactează mediul conjurător, da, cum, what is the chain reaction of any action that I do? Uh, și nu poți să aștepți de la oameni care sunt necărturari ca ei să să ți înțeleagă în primul rând, să vrei să consumi anumite produse care tu le pregătești pentru dânș, uh, nu, nu cred că e, e posibil. Eu cred că educație, Moldova are nevoie de educație, educație bună, educație care să nu te înveți să zubrești, dar să-ți dai posibilitatea ca tu să te descoperi cine tu ești, încă înainte să mergi la universitate, fiindcă noi facem multe chestii din cauza că trebuie și nu, nu suntem învățați Nu, Înainte de universitate, prioritatea numărul unu e cum să supraviețuiești bacul, anume cum să-l supraviețuiești, da? Și profesorii cel mai tare se stresează tot de asta, ei nu-ți gândesc foarte mult la altceva, dar pentru că, mă rog, e și obrazul lor, cum așa, copiii mei, da, elevii mei să nu dea bacul. Deci e și o chestie de, nu știu, de proud, da, profesional. Și copiii stresați cu bacalaureatul ăsta și la din și vizorul, e cumva bacalaureatul. Au dat bacalaureatul, răsuflă de mai departe ce? Dar mai departe nu știu. Da. Da, fiindcă noi trăim după valori complet greșite uh, și exact din cauza asta când unii se impune tu trebuie să treci bacalaureată, dar nu este valoarea că tu de fapt trebuie să afli cine tu ești, că asta e mai important uh, și nu trebuie să știi de toate. Tu trebuie pur și simplu să fii lăsat ca tu, dacă ești actor, să te dezvolți în domeniul ăsta. Ții, dacă îți place arta, să te dezvolți în domeniul ăsta, să fie aceste longing sau chemări ale tale să fie îmbrășate. Să-ți descoperi pasiunea, da? Da. Și eu cred că nu este posibil cu sistemul de învățământ care îl avem acum. Eu nu știu exact ce reforme s-au mai făcut în sistemul de învățământ, dar eu cred că încă se face suficient pe partea de... Um, uh, programe uh, uh, neformale de uh, înțelegere uh, ce ți ce îți place, să-ți dezvolți creativitatea de mică um, și nu pur și simplu să primești o notă mare și asta este cumva Uh, știi, de target uh, și nu, de fapt, uh, uite, da, mie ce îmi place. Și plus că să nu se încurajeze activități care, dar asta este o problemă socială, globală, că se încurajează uh, uh, skill-urile și know-how în domenii care, de fapt, acum creează cel mai mult uh, Produse intern brut, uh -huh. exact. Uh, care, da. ți, care, din punctul tău de vedere, sunt skillurile critice care trebuie să antrenati ca noi să fim uh, pregătiți pentru viitor? Da, eu cred că este nevoie de creativitate. Eu mă întorc la asta de multe ori, fiindcă uh, dacă vorbim așa. Uh, de exemplu, nu știu, 20 de ani în viitor sau când spui că multe joburi să fie uh, locuite de către roboți și că foarte multe joburi care le facem noi uh, pot fi automatizate super leger, uh, Este clar că un robot sau prin machine learning uh, încă necesită foarte mulți ani ca un robot poate să aibă uh, să dezvolte anumite abilități pe care noi le avem ca și oameni. De fapt, se spune că noi ne mândrim ca și oameni că noi avem intuiție, dar de fapt se spune că asta is just a biological chemical process și că asta tot poate să fie imitat și replicat de către machine learning în viitor. Uh, și sunt foarte multe chestii care de fapt arată că noi oamenii is just a matter of time până când o să fim complet obsoleti uh, și că nici măcar intuiția uh, nu să fie atul nostru, dar eu cred că încă, noi vorbim acum de zeci de ani în viitor, deși dezvoltarea la fiecare doi ani e exponențială, dacă te uiți la Murslo, că da. fiecare doi ani puterea unui computer crește exponențial, nu știu exact câți ani în viitor noi vorbim că asta o să se întâmple, dar eu totuși cred că se merită de investit în creativitate, se merită de investit în soft skills, în empatie, Uh, Se merită de, uh, de investit în, uh, în anumite relațiile umane, fiindcă joburile care o să, o să crească, o să fie uh, care noi, ca și oamenii o să putem să le facem, sunt cele uh, în care relația dintre oameni o să fie la un nivel foarte intens, de exemplu, chiar și servicii uh, sau uh, în psihologie sau în. Uh, Coaching, deci, mentoring. Da, human human sciences. Exact, exact. Deci, uh, alea. Uh, da, eu pe, eu pe ele aș miza. Pentru că ne apropiem de final, vreau să-ți dau o întrebare pe care o dau la mai, o ofer, la mai mulți invitați. Uh, cum vezi tu Moldova, în mod ideal, peste vreo șapte-zece ani? Eu vedo o Moldova în care. Mm, în sfârșit o să-și primească înapoi cetățenii, o să-i adune de prin uh, țări străine și o să-i să să-i să primească acasă. Eu văd eu văd anumit că oamenii se întorc de prin alte țări și ei vin cu idei frumoase și ei nu sunt împiedicați să le, implice, să le impl implementeze. Uh, eu văd un stat puternic în care noi putem să credem unde serviciile medicale, educaționale, politicienii sunt oameni care au viziune nu asupra buzunarului propriu, dar viziune asupra umanității în general și nu numai asupra țării, dar chiar participă la luarea unor decizii globale. Eu văd o Moldovă în care infrastructura este bine dezvoltată, în care noi putem să ne îmbunătățim calitatea vieții și să acceptăm anumite reforme și în domeniul automotiv și în domeniul e-commerce care să ne ușureze viața și eu eu le văd, ele parte din viața noastră, dar eu în același timp văd multe alte servicii frumoase care se dezvoltă care au ca și uh, capacitate să îmbrățișeze latura asta noastră umană, să ne dezvolte, să ne facă mai buni, să ne facă uh, mai creativi, mai umani, mai uh, atenți față de noi înșine, față de ce din jurul nostru uh, și față de natură foarte important. Țara noastră e atât de micuță și eu cred că atât de repede s-ar putea de făcut aceste schimbări dacă noi o să avem oameni buni cu viziune, scaun la cap în conducere și eu sunt sigură că dacă o să doar anumite premise bazice acum în următorii ani, eu cred că oamenii o să vină acasă. Eu sunt așa de mult sigură că sunt mulți oameni care au idei și care ideile super faine. ei însă nu vin fiindcă se gândesc au un copil și se gândesc că deci nu, nu sunt într-o situație care să le permită. Care da? să le permită să ia niște riscuri de genul ăsta. mulțumesc mult pentru o discuție. Mie mi-a făcut o plăcere foarte mult. Indiferent dacă o să decizi după perioada asta că ești în Moldova, dacă tu o să faci doar un pod sau să fundamentul la ceva mai solid da? uh, acesta a fost podcastul de săptămâna asta uh, ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau o invitată, uh, dacă v-a plăcut uh, chiar vă rog să faceți un, un share, lăsați un comentariu puteți lăsați o întrebare uh, pe pagina noastră de YouTube uh, dacă ascultați podcastul pe platforma voastră preferată de podcasturi puneți acolo niște steluțe, niște recomandări, ele ne ajută pe termen lung ca podcastul nostru să ajungă mai departe. Mulțumesc vouă, mulțumesc Alina, o zi bună tuturor, v-am